Bună ziua, ceva, bună ziua, suceveni, ne reauzim la pupitrul studioului Radio AS, la emisia Omul de lângă tine și avem lângă noi un om care, într-adevăr, este lângă noi, este lângă cetățeni și nimeni altul decât primarul Comunei Iasloveț, domnul Ion Potoare, un om care a mai fost lângă noi și vă spun, domnule primar, că mi-a lăsat o impresie mai mult decât foarte bună. De altfel, noi aveam informațiile de acolo, de la locul faptei, din pământ, din Iasloveț, de la oameni, știam despre domnia voastră. Dar la fel și aici, în ceea ce ne-ați comunicat și modul în care ne-ați comunicat, am văzut practic sufletul omului Ion Potoare. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos de invitație. În primul rând să zic bună ziua și Hristos a înviat, că asta adivara este, că a înviat. Asta este până la înălțare, să zic, Hristos a înviat. Mă bucur că sunt la dumneavoastră în studio. Cum a zis și dumneavoastră, așa este orice ales local care este. Deci el trebuie să se străduiască chiar din ziua de când este ales și până la care vine perioada la reales, să poată să arate abilitatea lui și putința lui care este financiară din punctul de vedere administrației, care este cât și intelectuală, ca acea comunitate să se dezvolte și să nu rămână subdezvoltată. A spus o idee care, într-adevăr, face toți banii și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la faptul că alegerile se câștigă din prima zi de când ai luat mandatul. Așa este. De atunci începe, evident, campania electorală pentru primar, nu prin vorbe, ci prin fapte. Prin fapte, așa este. Pentru că pe cetățeanul dintr-o comunitate, indiferent de care cine este vremelnic, primar, într-o comunitate, pe el mai puțin îl interesează. Personalul care îl are din primărie sau ce este, pe el îl interesează ca într-acea comunitate să se dezvolte și să facă investiții, adică pe infrastructură rutieră, infrastructură școlară, utilități și mediu și toate și altele care sunt clădiri publice, edificarea lor și care cum sunt cu ele. Cum a spus și dumneavoastră, acum probabil nu vreau, dar asta este o realitate. Sunt primar din 2004 și niciodată când a fost la alegerile locale n-am căutat ca să încep să-mi fac campanii publicitară sau să spun, dom'le, asta sunt dacă omul consideră că îl încurc și nu sunt capabil să pot duce mai departe cele ce mi le-am pus în plan, să nu mă voteze. Eu rămân și am ce să mă pot. Da, sigur. Domnul primar, aș începe cu o treabă care ține de cotidian, ține de actualitate și este o treabă cu termen, și anume faptul că avem termenul apropiat pentru finalizarea recensământului populației și bunurilor și imobililor. Cum stăm noi astăzi? N-aș putea să zicem că stăm extraordinar de bine, dar stăm bine. Având în vedere că am avut în vedere cei care au fost propuși pentru să participe la recenzori, sunt în mare parte din primărie, sunt funcționari care ei, având toată ziua întrevederi cu publicul și pot să știi cu asta, deci având, s-a și prelungit cu două săptămâni care s-a mai dat cu informate cu sistemul care este online, deja chiar și astăzi cu recenzorul care este din unitate, zice domnul primar, dar dumneavoastră zice, când considerați? Și zic, băi, dar nici nu s-a pus problema, dar nu m-a întrebat până acum și nici eu am lăsat să vedem ce se va întâmpla. Dar este un lucru benefic. Cum să zic, acum ele sunt și multe discuții, poate într-un fel sau în altul. Eu n-am văzut acolo discuții, adică probleme care se pun să fie cu un caracter, nu știu, tendențios. No, no, no. Deci ele ar fi corect ca să se poată ști exact ce avem și cum suntem și care suntem noi. Cred că multe noi s-au autorecenzat, eu mă numai dintre cei care s-au autorecenzat, da. Și nici nu durează mult. Și întrebările sunt niște întrebări de normalitate, care practic ați poate să identifice care este populația, care este fondul locativ, da, ca să știe fiecare cum este. Domnule primar, v-ați numărat printre localitățile care a spus umărul, cum se spune, la această activitate umanitară,
pentru primirea refugiaților. Cum mai sunteți acum? Cum ați fost și cum mai sunteți? Într-adevăr, noi am fost implicați atât cât și prin Căminul Cultural și cele spații care au fost și la culte, care au fost la cultul pentecostal, au fost cazați acei cetățeni care ei veneau refugiați respectiv. Ei nu veneau ca să stea cu caracter definitiv, adică pe o perioadă mai îndelungată, venea pe o perioadă scurtă. O trambulină. Da, așa este, ca să poată și ei, practic este o vorbă și populară, să fie cu iertare, cade omul din copac, dar stă un pic ca să se orienteze, să vadă, da, să se dizmeticească, așa și aici. A fost bine, am venit în ajutor, s-au dat, am primit prin donații, prin grupul de acțiune local Galpudna Sucevita, s-au primit alimente, s-au redistribuit chiar punctul de centru de depozitare a fost la Iaslovăț, s-au distribuit pe toate comunitățile care fac parte din Galo respectiv, cu acei temporari care au fost refugiați cazați. S-a făcut și decontările, deja s-au primit, cetățenii au și primit decontări la cei care au avut, bineînțeles, care au făcut documentele respective. Absolut, da, fundament. Da, da, care nu, nu pot, pe vorbe nu se dau bani. Deci ei ar trebui să vină cu asta. Ceva a fost o neînțelegere acum, eu nu vreau să o comentez, dar se va reglementa așa ce este și este și normal. Ca orice decontare care se decontează pentru o cazare, pentru un serviciu sau care este, ea nu poate să fie pusă în aplicare înainte de apariția legii. Deci ea va fi implementată din momentul când se aplică. Și a fost problema refugiaților care au fost cazați până în asta este. Aici am vrut să fac. Deci a fost o scăpare care nu s-a avut concret în vedere. Ceea ce s-a sesizat ulterior, la persoane respective, o parte din ei o să trebuiască să returneze din bani pentru că nu putea să beneficieze de acele drepturi înainte de apariția ordonanței. În condițiile în care ei serviciul l-au prestat. Da, el l-au prestat, dar asta este situația. Nu vrem, încă o dată, eu nu vreau să fiu răutăcios, nici nimic absolut. Noi, primăria, cât și cei de la culte care au avut cazați, n-au făcut nicio formalitate care să solicite pentru sprijin, pentru cei care este, au fost, a primit donații cât și dintr-o parte și din alta, cu sponsorizări și au susținut pe planul local, fără să mai vină. Cele ce au fost la solicitări sunt la cei proprietari care sunt privați cu locuințe, unde ei au făcut, bineînțeles, după cum a spus și dumneavoastră, prin acte de dovedire că într-adevăr el a fost locuit în perioada respectivă și ce a fost. Au fost răniți, au fost... Da, sigur, da. Domnul Rival, suntem deja la final de primăvară, ca nu spun că nu e nici început, nu e nici sfârșit de primăvară, hai spun mijloc de primăvară. Cum suntem cu lucrările agricole? Adică Iaslovățul este o comună care nu este în vârful muntelui, are teren agricol, un teren agricol bun. Da, într-adevăr, dumneavoastră a spus bine, primăvara acum la noi nu mai există. Da. Avem din iarnă, în ianuarie, februarie, a fost cald, martie, april, a fost o perioadă mult mai rece, friguroasă, mai rece. Terenurile sunt cultivate toate, în față de deosebire în ultimii ani, în ultimii 2-3 ani, față de ceilalți ani din urmă, acum este lucrat orice colț de teren, nu este rămas în paragină pustiu. Mai mult ca atât, și cetățenii care ei sunt proprietari de teren, se mai adresează la primărie și mai întreabă, domnul primar, dar am auzit că dacă nu lucrez terenul, da, dacă nu lucrați terenul și se constată... După lege, da, poate fi... Vă întrerupe subvenția care o aveți pe anul respectiv, vă cere și din urmă, e posibil care cei de specialitate aplică formula care este pentru așa ceva. Printre care, cum a spus dumneavoastră, și noi familia, chiar dacă am funcția de primar, dar mai avem și, am și activitate conexă care este, lucrăm... Avem și în arendă și ce este cu asta, lucrăm în jur de 100 de hectare de teren.
n-am reușit să am întorumb înainte de sărbătorile pascale, că a fost și fric, dar am început de pe perioada din 2 mai și în câteva zile l-am terminat de sămânat suprafața respectivă, având în vedere că cam la fiecare gospodărie, fiecare casă, există, numai înainte existau cai, cabalinii, deci da, cu căruțe. Acum rar, unde sunt câțiva pe număr, poate să fie 10-20 de cai la nivelul comunității. Da. Da. În schimb, dacă nu la o casă, nu este la fiecare gospodărie tractor, la cealaltă gospodărie sunt două și ține loc și pentru celălalt care nu are. Deci majoritatea ei toți au gospodărit, s-au luat tractoare de capacitate mai mică, de capacitate mai mare, în funcție cum da. Deci în concluzie, a și mai fost și timpul mai cu ploaie mai puțin, dar mulțumim la Dumnezeu că totdeauna nu putem să le facem toate și ca să fie, dar probabil că cel de sus ne va ajuta și vom ne aferi din temperii și să avem o recoltă acceptabilă. Nu putem să spunem că de la început cum este, nu este chiar extraordinar, mă refer la aici la păioasă, la grâu, la ors sau la celelalte care sunt mai slăbuțe, dar sperăm să se îndrepte și să meargă. Dau un exemplu, spre exemplu, la luna lui mai, la orzul de toamnă, am cultivat undeva aproximativ 10 hectare. În luna lui mai el deja se prindea în gălbenii, iar da, acum abia face spic și înflorește. Deci undeva a fost frig, a fost frig, mai mult, a intrat în ultima vară frigul. Da. Păi spunea și dumneavoastră de însămânțarea porumbului, ar trebui și 8 grade ca să pui boaba în momentul care stă. A fost pământul mai cald și l-am lucrat înainte cu pregătit cu discuri și cu asta. Din urmă am venit cu semănatul și cu tot ce a fost, cu îngrășământ, cu fertilizarea ce s-a făcut la el, l-am incorporat la semănat undeva. Deci în aproximativ 10 zile el deja este tot ce l-am semănat, este răsărit, ieșit afară tot absolut. Auzeam la radio, practic spunea și ministrul Agriculturii, că la momentul în care vorbim, România, o mare parte din cantitate de carne de porc o importă din exterior. Dacă la păsări producem în România, la porc, noi suntem consumatori de porc, români în general, aduc foarte mult de afară. Cum este la cetățeanul Ilias Rovăț? Gândindu-ne că știm foarte bine că la un moment dat spunea unul dintre oamenii politici voia să emit un act normativ ca oamenii să nu mai țină porc sau dacă țin să-l facă reproducție sau dacă așa, lucruri care i-am spăimântat pe țărani. Într-adevăr, la sat, cum a spus dumneavoastră, din totdeauna, țăranul de la țară, el a avut terenul cât a fost și cu timpul colectivizării, cât a avut 15-30 de ani, cât avea lotul, care era ajutător și ce era. El în gospodărie, totdeauna cetățeanul era gospodarul, el îți creștea cât un porc, 2-3 sau cum era. În ultima perioadă, datorită faptului, n-aș vrea să spun altceva, și cu pesta porcină, și cu celelalte care au mai fost, având în vedere că nici desfacerea, pentru că foarte mulți din cetățeni, din proprietari care dețin suini, porci, cum asta, nu prea aveau unde să-i desfacă, nu prea aveau unde să-i vândă la piață, fiind cu pesta porcină, el nu putea să ducă la piață. Și cam s-au descurajat. Mai sunt din ei, nu în totalitate, dar mai sunt din ei care spun, ce are rost să mă murdăresc, să mă umplu de miros. Eu mă duc și cumpăr din magazin. Porcul miroase, e adevărat că miroase, dacă răța e bună. Da, într-adevăr, carnea noastră, cât a fi, eu nu vreau să fac cu asta, carnea din import este carnea din import, nu vreau să comentez. O spun procesatorii, deci eu nu dau nume, dar procesatorii își vreau carnea românească, au o anumită calitate, o anumită consistență, un anumit aport nutritiv, carnea de afară, nu. Da, așa este. Deci, într-adevăr, carnea din afară, pentru că ei, randamentul care ei îl consideră, crescătorii care ei cresc porcii, el spune în felul următor că dacă un porc nu ajunge la vârsta de 7 luni,
de la fătare și până când ca să ajungă la o greutate de 100-110 kg, înseamnă că el nu mai e de eficiență și îl dă la sacrificare pentru că depune grăsimi pe el. Și de asta ei, fiind fragili și cum sunt, într-adevăr, ca orice pasăre sau animal care fiind fragil, el nu are acel gust. Pe când la noi nu există conceptul ăsta de 6-7 luni. La noi e așezat. Și ei merg mai mult cei din gospodării care fac furajarea și cresc asemenea animale, ei nu merg cu ingrediente sau cu alt fel de stimulenți care se poată să pună pe forceze. Da, și atunci el de asta este carnea noastră de la porci care sunt din gospodării la noi, este o carne foarte bună și gustoasă. Într-adevăr, la noi, ce să spunem, îi mai încurajez și le mai spun, pentru că la piață, acum, ca să spui că, domnule, cultiv și mă duc, dau un exemplu din familie, tatăl meu are o vârstă peste 90 de ani. El spunea că cultivat în grădină vă câțiva are acolo de porumb. Și bucuros, el zice, băiete, am scos 200 kg de porumb de pe boabe, de pe tată, dar câți bani ai cheltuit? Păi am cheltuit 900 de lei, 9 milioane. Păi să cotești cu porumbul nu-i atât. Într-adevăr, ei pentru ca să vinzi la piață... Dar satisfacția muncii lui este mare. El așa este, pentru că el a o viață cât a fost și a trăit, el cu agricultura ne-a crescut pe noi, ne-a purtat la școli și cu toate el tot ce s-a dezvoltat prin muncă din agricultură. Da. Pentru că rolul... Și el munca lui nu și-o pune. Da. Munca lui nu și-o pune. Da. Dar sunt acum și din cei tineri și care vin pe la primărie, discută cu mine și cu asta și spun, domnul primar, aș vrea să-mi fac un adăpost pentru porci, o capacitate mai mică sau o capacitate mai mare. Sunt interesați. Deci sunt interesați și doresc care să poată să se ocupe și cu creșterea a porcilor, a bovinilor. Deci un lucru mai mult foarte bun. Da. Domnul primar, spuneați la început că sunteți primar din 2004, deci în 2024, când vor fi alegeri, aveți 20 de ani de primărie. 20 de primar și 2 de viceprimar. Asta înseamnă că copiii care cărora dumneavoastră le-a semnat certificatul de naștere, acum se însoară. Da, e trec obligatoriu și pe la mine și să le semnez și certificatul de căsătorie. E întrebare care vreau să vă pun. Da. Cum percepeți acum practic mișcarea demografică? Cum era acum în 2004? Cum este acum vis-a-vis de natalitate, mortalitate? Asta este un aspect. Și al doilea aspect, vis-a-vis de rămânerea în localitate a tinerilor. Da, într-adevăr, deci ei, populația este în creștere. La recezământul din 2002, noi aveam Iaslovățul la timpul respectiv, chiar când ne-am despărțit de Milișăuț, actualmente oraș. Avem 3630 sau cu aproximații, pe când la timpul respectiv, la ora respectivă, avem 4700 și ceva. Au crescut. Da, într-adevăr, s-au construit și foarte mult. Prin faptul că noi ne-am despărțit, fiind o comună cu un singur sat în administrare, a fost mult mai ușor de gestionat și de ținut lucrurile mai din scurt sub control. Sub control, da. Da, și atunci am reușit să ne-am dezvoltat mult mai bine, bineînțeles cu implicarea primarului și al Consiliului Local, cu hotărârile, cu aprobările și cu toate care au fost. Ce au fost fonduri pentru dezvoltare, cu asta am accesat, fie fonduri europene, fie fonduri guvernamentale, fie fonduri din bugetul local. Dar am făcut, cum am amintit și mai înainte, cetățeanul îl interesează dacă se face ceva în comunitate. Deci, din punctul de vedere demografic, noi suntem în creștere. Referitor la cei tineri care ei erau plecați, într-adevăr, a fost o perioadă când ei au migrat, datorită faptului că asta este. Toți care au lucrat în străinătate, știți ce au făcut? Au strâns bruma, banii aia care ei făceau acolo, și au investit în comunitate și s-au făcut locuințe.
Deci din 2004 și până la timpul respectiv avem undeva construite locuințe noi, chiar avem cartiere întregi, sunt peste 400, în jur de 450 de locuințe noi. Mult, foarte mult. Da, foarte mult. Da. Și ei au investit în satul natal, unde s-au născut și cei sunt. În parte din ei mai sunt plecați, pleacă ocazional, pleacă ocazional în felul cum. Pleacă pe 2-3 luni de zile, se întorc înapoi acasă, iarăși alții din ei s-au retras cu totul acasă, cu copiii. Copiii urmează cursurile școlare la noi în localitate. Avem două școli cu personalitate juridică, ambele cu grădinițe, cu tot absolut. Condițiile din școli n-aș putea să zic că sunt extraordinare cum este la asta, dar sunt buni. Sunt buni și tot ne implicăm ca să putem să ajungem la standardele care sunt europene, standardele care se prevăd la timpul respectiv care este cu el. Deci sunt plecați și prin străinătate, n-aș putea să dau un număr exact, aproximativ din populație care, să zicem, sunt un procent de 20, poate mai puțin, de 20% din tineri. Cei care din sunt tineri. Mai mulți, da, din tineri. Nu din cei care sunt în vârstă. Cei din care sunt în vârstă, ei sunt acasă. Da, sunt. V-am zis, se ocupă cu cele care sunt. Cei care sunt veniți din străinătate, îți mai deschid câte o afacere, câte un atelier de mobilă sau un atelier de reparație la mașini sau altceva, se implică, să asigure un trai cât de cât decent pentru familie. Domnule, două întrebări mi-au venit în cap acum când dumneavoastră vorbeați, dar le iau pe rând. Vorbeați despre școli, că aveți, sunt copii la școli, se pregătesc școlile, a spus că nu sunt extraordinar de bune, dar sunt în condiții de normalitate. V-ați vorbit cum suntem cu fondul de copii din școli? Sunt copii la școală sau ați fost nevoiți să închideți școli? Nu, la noi n-a existat. N-a existat, de asta noi așa avem două școli cu personalitate juridică, pentru că ele, având în vedere, după legislația care este o școală care scade sub efectivul de 300 de copii, ele se pierde personalitatea juridică. Și la noi nu s-a ajuns la lucrul respectiv, sunt peste 300, încă chiar în anul școlar 2021-2022 sunt copii veniți din străinătate care sunt veniți și urmează cursurile la școală, la școlile noastre din comună. Directorul de la școala gimnazială numărul 1 îmi spunea din discuțiile care le-am purtat, ce domnul primar, o să fim nevoiți să amenajăm, să facem, pentru că am în anul următor, 2022-2023, anul școlar, trebuie să mai înființez o clasă. Deci n-a fost problema ca să reducere. Fie... Da, a reducere. Nu a existat. Nici la grădinițe și nici la asta. La grădinițe sunt la ambele grădinițe, sunt la o grădiniță sunt patru grupe, la patru săl de clasă cu grupele care sunt. La cealaltă, iarăși, sunt tot la fel. Urmează cursuri și după masă, care cum este, făcând mențiunea că la școala gimnazială numărul 1, grădinița respectivă pentru care este la apartenență la școală, este construită din bugetul local. S-a finalizat cu câțiva ani în urmă. Foarte frumos. Pentru că, pot să spun la părintele copilului, când nu avem condiții, n-am bani și n-am de unde. Deci obligația care este a celui care este în funcție premelnic primar, trebuie să găsească soluția. Că pe părinte nu le interesează că sunt sau nu sunt bani. Nu-i treaba lui. Și acum că totuși dumneavoastră m-ați pus problema cu școlile și ce este cu asta, acum la timpul respectiv, suntem în pregătire, așteptăm cu lansarea ghidului care este pe fondul local, care este prin PNRR, să depunem un proiect pentru școala gimnazială numărul 2, unde acolo îndeplinim condițiile și putem să accesăm acel fond local care este de 324.000 de euro. Nu mi-ajunge în totalitate, dar mai vin din bugetul local cu restul. Și într-adevăr, aia ajungem la standardele europene, la cealaltă școală numărul 1. Acolo mai avem ceva de rezolvat,
Dacă nu o să fie posibilitățile din fonduri guvernamentale sau altfel de fonduri, trebuiește să aloc din bugetul local. Nu există altă soluție. Da. Dar îmbucurător faptul este că copiii nu sunt în descreștere, sunt în creștere și nu a fost niciodată cazul pentru închiderea școlii sau a grădiniții sau altceva. Da. Domnule, spuneați mai devreme și am reținut că spuneați în felul acesta că vin copiii din sănătate și la școlile din Iasovăți. V-aș întreba următorul lucru. Cum se acomodează acești copii care vin din sănătate la școală din Iasovăți? Deci un aspect și al doilea aspect, părinții acestor copii, ce fac? Cum se acomodează și ei la rândul lor înapoi în Iasovăți? Să știți că se integrează în comunitate, că ei practic de aici au plecat. Ulterior, fiind în străinătate, au venit și copii, s-au născut copii și cum sunt. Există o cooperare și o colaborare între părinți și școli, unde copiii nu înțeleg sau sistemul de învățământ care el a practicat unde a fost în Italia sau în Anglia sau în altă parte unde a fost este cu totul diferit față de la noi din România. Dar discută cu învățători, cu profesorii care sunt, cu dirigențe și îi sprijină, îi ajută, chiar dispunea și domnul director de la școli, că caută să îndrepte mai mult asupra lor, să le acorde mai mult atenție, ca ei să poată să fie integrați. Și acum poate nu-i bine să spun sau asta. N-aș vrea să fac o discriminare sau altceva, dar la noi în comunitate nu avem rol. Da, este o comunitate omogenă. Deci să fie cu iertare, poate nu asta, nu vreau să supăr pe nimeni. Da. Și copiii, de regulă, nu cu ei sunt, dacă ei sunt ăștia, ei sunt răi, răutăcioși, dar se integrează și nu avem nicio obiecțiune până la timpul respectiv, să zicem că nu avem... Că ar fi deficiențe cu acei copii care întorși din străinătate să nu poată să se integreze în colectivul școlar. Și părinții? Părinții tot la fel. Părinții îți văd problemele lor care sunt, în general s-au apucat ca fiecare gospodar. Sigur că spuneați mai devreme că cei care vin deschid o afacere, un atelier mobil, au făcut, aveți de genul acesta? Ba da, sunt. Nu sunt de anvergură mare, sunt de anvergură mai mică, dar important este că el face ceva. Produce și produce pentru el cât ar necesarul și care vor să ajungi și se voie. Sigur. Chiar sunt băieți care ei lucrează în serie la tâmplării, la mobilier, din asta fac anumite articole sau anumite produse din mobilă care este, le dă la celălalt care este, le asamblează, ce fac. Deci, Se descurcă. Sunt și din ei care au mai venit din străinătate și colaborează între ei, pentru că ei venind acolo, au venit de la bun început cu ideea, nu au venit în țară și s-au gândit, hai ce să facem. Ei au venit de acolo și au venit cu directiva bine învățată ca ce să facă el ca să poată să rezolve, să poată câștiga existența pentru de zi cu zi, acel venit pentru familia lui, pentru asta. Așa, de multe ori le-am spus, asta este și adevărul. Având o afacere cât de mică este a ta, te curci când vrei tu, te scoli când vrei tu, faci ce vrei. Deci dacă ești la program performant, și eficiență în activitatea ta. Da. Păi, și implicat. Păi nu, că dacă nu obții eficiență, nu supraviețuiești. Mai având în vedere la timpul respectiv cu scumpirile, cu toate care s-au dus, cu combustibil, cu materialul care este și cu tot ce este, dacă nu ai eficiență, mergi în pierdere și trebuie să închizi afacerea. Nu poți să mergi cu ea mai departe. Venind vorba la ceea ce spuneați dumneavoastră, scumpirile care sunt, aveți oameni în comună, în comunitatea dumneavoastră, care să îi vedeți că nu pot să ducă în spate aceste scumpiri, mă refer la scumpirea la curentul electric, pentru că nu știu gaz dacă aveți în comună, nu cred că aveți gaz, nu? Sau aveți gaz în comună? Nu, acum suntem în proiect, în implementare, am avut depus prin POIM și suntem un ADI, o asociere de dezvoltare intercomunitară, suntem două orașe și patru comuni,
face parte Milișoțul, oraș cu Solca, arborii comună Iaslovățul, Bolovățul și Burla. Este un proiect cu valoare totală de 25 de milioane de euro, totuși este o valoare destul de mare, substanțială destul de mare. Vom vedea acum demersurile care vor fi în continuare ce este. Referitor la ce a spus dumneavoastră, să știți că nu prea sunt cazuri. Eu mă uit chiar și cu scumpirile și cele care au fost. Din totdeauna, cetățenii din comuna Iaslovăț, ei au fost sârbunicioși din totdeauna. Ei au venit și s-au plătit impozitele și taxele locale la început de an. Beneficia și de cea reducere de 10%, dar tot timpul ei plătesc în primul trimestru, plătesc cu ele. Înseamnă că aveți o colectare foarte bună. Da. Păi, altfel n-aș putea să dezvolt comunitatea, să fac investiții în comunitate fără nimic. Cu aer sau cu asta nu se poate, cu vânt, nu se poate face nimic, deci fără parte financiară. Și cei care sunt familii, care sunt cei de la compartimentul de asistență socială, ei le au în evidență, primesc acel bonus care îl primesc de cât se primește câțiva lei, 30-50 de lei, care, sau cum îi primește el pentru la sprijin la energie, dar venim și pe cealaltă variantă, pentru că în momentul când, dacă n-ai plătit o lună, două, debranșează și n-avem loc, n-avem situații din astea care să fie pentru la ei să fie debranșați cu asta. Ca din totdeauna, din banii care puțin care are, întâi plătește utilitățile, datoriile și după aia mai vede pentru gospodării ce este. Dar având în vedere că dacă el trăiește la sat, la țară, nu există să nu aibă o găină sau un săculeț de făină sau ceva care să-și poată pregăti mâncarea și să nu fie nevoit să meargă la magazin. Dar nu mergi la chioșc să cumpri ouă. Nu. Mai erau mai înainte, aștepta când erau la intemperii sau la dânasta, pe timpuri, n-au fost cazul la noi, dar prin țară, că aștepta, zice, da, să fie primării, cum, dar tu dacă ești la sat și trăiești, tu poți să spui pe timp de iarnă, să spui un săculeț de făină, acolo să ai, ca să poți să-ți pregătești, să-ți faci o mămăligă sau o tortă, să-ți pregătești ceva, să poți să asta, nu să aștept să vină autoritatea locală să aducă pâine la poartă. Dar în fine, asta este o paranteză, nu vreau să critic. Categoric, nu vreau să critic și nu vreau să fiu răutăcios cu nimeni. Am văzut o asemenea exprimare, cu ceva timp în urmă, era undeva o localitate din Bărăgan. Da, cred că știți. Despre asta am vrut să vorbim. Era iarna, spunea, nu am o pâine. Și în Bărăgan mă gândeam, scoți făină și o faci cum spunea și în Biblie, faci pâine nedospită. Și tot o coci și o faci. Dar Dumnezeu știe fiecare. Noi am avut, fiindcă ați deschis la discuția, este în afara, adică întrebării care dumneavoastră a spus, am avut la Iaslovăț un preot paroh, Niculescu Gheorghe. Dumnezeu să-l odihnească în pace, a plecat la o vârstă mai fragedă, mai cum este, dar asta este destinul de la cel de sus și fiecare plecăm, nu putem știm când și cum. Și el era la pogoanele. Și exact cum spuneți dumneavoastră, pogoanele astea este în Bărăgan și este o comună, actualmente am impresia că este oraș destul de mare. Lângă Buzău. Da. Wow. Și l-am întrebat, părinte, și spune, mă, Ionică, cri, mă. Ăștia toată vara, cât a fost, au stat la bufet, au băut și nu știu să rânduiască să aducă ceva. Într-adevăr, așa este. Acolo pâinea putrezește pe câmp. De multe ori nu este putință ca să poată strânge. Da, așa este. Dobreoare, am ieșit acum în mod natural, în mod artificial, Dumnezeu știe cum, când am zis lucrul ăsta, m-am gândit la faptul că în momentul în care a pornit conflictul ăsta din Ucraina, nu s-a mai auzit despre pandemia COVID. Vreau să vă întreb, cum a trecut comuna Iaslovăț prin această pandemie COVID? Au fost cazuri care au de deces. Dar cei care au decedat, aproximativ sunt 6-7 persoane, au mai avut și alte comorbidități. Nu au fost numai cu bolnavi pentru COVID. Au fost și internați de ei care s-au refăcut.
Să știți că am respectat cele ce se prevedea la timpul, cele ce era prevăzut prin lege, cu portul măștii, cu dezinfectanți, cu tot absolut. Nu au fost cazuri care să fie, cum să zicem, grave, care să fim nevoiți să luăm măsuri. Și la biserică, cât la liturghie, când s-a făcut, s-a respectat cu distanță și cu tot care este. Știți că ce mai este mai curios acum? Sunt fii cu iertare, dar mai văd. Mai sunt din ei care mai în vârstă sau cum, dacă ei au fost învățat cu portul măștii și acum și îi spun bădiță sau leliță, dă-o jos, da, nu trebuie să o portă, las ca să vii timpul să o porți. Da. Ei au mai fost obișnuiți. Într-adevăr, n-am. În măsuri protezii, doar pot să facă dacă vrea să o... Da, sigur. Da. Dar și cum a zis și dumneavoastră, acum s-a terminat cu pandemia și este din coace. Să ne ocrotească cel de sus, să nu intrăm într-un conflict care este având în vedere că noi, Suceava, suntem la câțiva metri și e bine așa, să suntem, nu zicem. Suntem vecini, adevărat, adevărat. Domnul, ce v-am să vă întreb ca o continuare pe ceea ce vorbeam cu pandemia? Cum este organizat sistemul sanitar în Iaslovăț? Aveți dispensar, aveți doctori, aveți cadre medicale? Ce m-ați întrebat dumneavoastră, că a zis, da, dar oamenii plătesc, da, într-adevăr, ei plătesc. Deci noi undeva în 2003-2004, veniturile noastre la bugetul local la Comuna Iaslovăț avem de, în bani vechi, 2-3 milioane de lei. 2-3 milioane de lei. Așa. Acum, la timpul respectiv avem 1.400.500.000 de lei. Deci sunt în bani vechi 15 miliarde. Atunci aveam 2-3 miliarde, acum avem 15 miliarde. Prin faptul că nu avem o industrie atât de mare dezvoltată, dar oamenii fiind conștiincios și achitând taxele la început, pot să mă bazez la constituirea bugetului local. La constituirea bugetului local pot să-mi asigur sumă de bani care pentru funcționalitate, dar și pentru dezvoltarea comunității. Și noi am tot urmărit să vedem, fie prin programe europene sau prin guvernamentale, tot construirea unui dispensar medical. Timpul tot a trecut și n-am mai reușit cu asta și am luat decizia. În 2018, înspre toamnă, am făcut documentația tehnică, proiectul tehnic. În 2019 s-a început construirea dispensarului, în 2020, înspre toamnă, s-a terminat. În 2021 s-a făcut licitația pentru concesionarea a spațiilor respective. Avem în dispensarul respectiv medic de familie, farmacii în aceeași incintă. Da. Și cabinet de stomatologie la etaj. Deci cel pacientul, nu cetățeanul, pacientul, cel care el vine la medicul de familie, el nu mai este nevoit să iasă, să se ducă cu mașina, cu altceva, să se ducă. Pastile, da, el iese și există încă și o cooperare și o colaborare foarte bună între medicul de familie, farmacist, cu toți care este, în momentul că dacă nu există acel medicament în ziua respectivă, a doua zi îl aduce și din punctul de vedere respectiv este foarte, foarte bine și populația, pacienții sunt mulțumiți, cât și medicii de familie, medicii și toți sunt mulțumiți și farmacistul, le-am asigurat toate condițiile, nu este necesar să îmbli cu sobi, este încălzire centralizată prin centrală termică din asta cu combustibil solid cu lemn. Ea este amplasată la subsol, unde este persoana care se ocupă. Și spațiul este a primăriei. Spațiul este a primăriei. Da. El este concesionat la specialiști. Da. Da. El este spațiul. Înseamnă că starea de sănătate a populației este bună. Da. Este bună. Da. Păi e pe locul unde exista acel dispensar medical, care era edificat în perioada anilor 64, la timpul respectiv așa se construiau, se făceau construcții. S-a demolat acea clădire și acum construim tot din bugetul local. Acum vreau să fiu lăudăros, să mă laud sau asta, dar asta e realitatea. Tot din bugetul local și cum credeți, făcut prin trezoreria statului, construim sediul de primărie.
E normal, să zicem, că poate cineva spune, băi, își face sediul primărie. Tu nu faci pentru dumneavoastră? Da. Pentru comunitate? Pentru comunitate. Și este o emblemă. Da. Este o emblemă. Că ce spune, băi, cum e gospodarul ăsta dacă el, casa lui, este... Dacă gardul lui e rupt și da. Legat cu sărmănare. Și atunci zici că el da. E gospodar. Nu e gospodar. În primul rând, la tine vezi cum stă gardul, cum se poartă. Acolo ești cu sârmă. Da, acolo noi în clădirea respectivă, în sediul primăriei, acolo va fi tot, am luat exemplu cum este și la dispensar, va fi sediul poliției, tot în aceeași clădire, și poșta. Foarte bine. Da. Deci vor avea intrări separate, în primărie, în sediul primăriei va intra separat, în celelalte poliții și va fi intrări separate. Da. Da. Domnul practic toată lumea vrea ca să aibă cât mai mulți bani, toată lumea vrea ca să dezvolte cât mai mult, dar avem acum oportunitatea asta cu, și cu PNRR-ul, oportunitatea și cu fondurile europene, eu știu și atragerea de bani prin GAL, prin asta. Cum stăm cu proiectele la Iasovăță? Păi ce avem în derulare, ce v-ați propus pentru viitor? Da, avem deja luni. Pe data de 16, când s-a deschis sesiunea prin PNRR la Pugul, da. Reactualizarea Pugului, deja la ora 10 s-a deschis, undeva pe la ora 16 s-a epuizat suma de bani, am depus cerere de finanțare pentru la Pug. Acum vedem, dar speranța care 90% sigur voi primi finanțarea pentru el. Cum v-am zis, pentru clădiri publice, vreau să pun pentru eficientizarea clădirilor, adică cu reducere la emisiile toxice care sunt toxice, de la fum și ce este și cu termicii, cu reducerea lor cu 30%, de 30%, că asta este una din condițiile care trebuie să îndeplinească acele clădiri în urma investițiilor care ele se fac și ce este cu ele. De intenționăm să depunem pentru o școală, cum am zis, și pe GAL. Noi tot am lăsat în ultim... Nu am căutat să achiziționăm utilaje pentru deservirea comunității, tot în chiria. Acum am ajuns la concluzia, poate este o perioadă, unii să spună că e o perioadă mai târziu sau care este, dar am ajuns la concluzia că trebuie să achiziționăm un multifuncțional, un buldo excavator și să ne putem achiziționa și un camion de o capacitate mai mică, pentru ca să putem interveni pe acele drumuri care unde sunt, fie ele în urma unor intemperii sau fiind drumurile de piatră care mai sunt, unde să fac găuri, da, ca să putem face împreștiați, să le putem reface. Iarna, da, zăpadă, da, parte. Așa este, pentru iarna. Din ultima perioadă nu prea au fost ieri, dar au fost cum au fost și trebuie să fim pregătiți care să putem face cu ele. La celelalte ce ar fi prin AFIR, deocamdată nu s-au deschis sesiuni. Cum am zis, avem prin Angel Saligny, care a fost proiectul depus cu GAL, avem și acolo încărcată cererea pentru finanțare și acolo vom semna în perioada următoare, vom semna acel contract de finanțare. Și tot prin Angel Saligny am depus un proiect pentru modernizare drumuri de interes local, care sunt drumuri comunale. Este un proiect, nu spun valoarea, dar sunt un proiect care este undeva la 5 km și ceva de drum. Da, e o valoare frumoasă. Da, la da, 5 km de drum, da, este o valoare frumoasă. Da, da. Este și sperăm să-l pot prinde, pentru că știți cum acum. Știți și dumneavoastră când ați fost în serviciu și cum a fost cu celelalte. Totdeauna când la calamități sau la când sunt probleme din astea cu ploi abundente care sunt, provoacă pagube și provoacă pagube drumurile care ele sunt în pantă sau care drumurile da, sunt da, expuse la scurgere, la scurgere. Da. Noi am căutat din totdeauna, prin proiectele care le-am derulat, acele fie guvernamentale sau prin fonduri europene, ca acele drumuri care ele ne tot creau probleme și le-am modernizat. Au fost cazuri când au fost ploi
cădere abundente de ploi care a fost de apă și n-am raportat nimic la ISU. Și mai mă întrebă acolo, bă, dar cum la tine nu a plouat, o ploată, la mine nu mi-a distrus, ca cei de drumuri care au fost cu probleme. Au șanțuri bune, colectează, au practic coamă la carosabil, cu geapa stânga-dreapta. Da. Zic, la mine nu mi-au creat probleme și din asta am căutat și tot caut, ca cele care mai tot creează cât de cât cu asta să le putem, să le putem moderniza și să nu ne mai creeze probleme pentru următoarea perioadă care va fi. Ce vă propuneți până în 2024, domnul primar? În primul rând, să Dumnezeu să fie sănătate și om bine. Mai avem totuși 2 ani, mai sunt 2 ani plini. Da. Să continuăm cu cele, cu proiectele care le-am, deci care sunt în derulare. Avem prin PNDL 1, am apa și alimentarea cu apă și canalizarea, care sunt în proporție de peste 80% executate până la sfârșitul anului, atât și prin actele adiționale cu prelungirea termenului, se finalizează. N-au fost impedimente de la banii care am solicitat la factură să fie cu întârziere sau decontat încă acum la timpul respectiv se decontează într-un timp foarte scurt, nu se așteaptă o perioadă mai îndelungată. Mai avem propus proiect din bugetul local să facem, să modernizăm centrul localității, centrul civic, adică prin amenajare de trotuare și cele ce sunt cu ele, având în vedere că ne apropiem de asta, nici n-am insistat să facem, pentru că el a fost într-un plin șantier cu conductele cu apă, conducta cu canalizare, cu căminele și cu toate cele au fost și am zis nu facem, amenajăm trotuarele și toate cu spații de parcare până nu finalizăm ele. Cum v-am zis, sediul de primărie se poate fi finalizat și celelalte proiecte care le voi semna contractele de finanțare și se pot să le implementez, să mă duc pe ele mai departe. Știți cum? La Iasovăț, pe timpul cât sunt în funcție de primar așa, pentru mine n-a contat niciodată perioada că a fost un partid politic într-un fel sau în altul. Așa ar fi normal. Totdeauna eu m-am implicat și am dezvoltat comunitatea, indiferent de ce culoare care a fost la guvernare și cum a fost. Pentru că asta este. Dacă te străduiești, trebuie să realizezi. Și dacă aștept să spui, da, eu știu, dacă o primi, nu poți să primești. Și mai venim și cu alt aspect. Dacă comunitatea locală sumă de bani, nu are asigurat fonduri pentru instrumentare, pentru întocmirea studiului de fezabilitate și cu celelalte care este, ca să ceri ceva, un lucru și tu să n-ai nicio hârtie, nu ai nimic, nu poți. Domnul, vedeți că acum foarte mult se vorbește de întârzieri la execuții, la proiecte și la contracte, la toate cele, datorită neseriozității în ghilimele pun eu. Eu nu știu așa. A constructor. Cum sunt constructorii cu care lucrați dumneavoastră? Constructorii care sunt la noi, ce avem la timpul respectiv, îți văd de problemele lor. Deci continuă lucrările. Și aici, având în vedere și de puterea financiară a acei firme de construcție care este. Nu enumerez societatea care este, dar puterea financiară a lui este bună. Bună. Cuvântul este cuvânt, adică ce se întâmplă? Depinde de om. Dintotdeauna când noi am, nu când noi am discutat, când a fost de făcut acel lucru respectiv care el trebuia de făcut, spunea domnul primar, dar nu avem, domnul director, nu rămâneți fără plată. Veți primi bani. Vedem cum se va face din acte adiționale, vom primi de la bugetul de stat, vă dau dacă nu din bugetul local, nu rămâneți. Și dacă am spus că în perioada de primește banii, n-am început în momentul când au venit, că mai sunt cazuri când mai mă sună acel constructor, care el este domnul primar, n-ați primit bani sau dacă i-ați primit să nu uiți. I-am spus, doamna directoare, dar eu nu dorm în bancă ca să stau că au venit banii și să arăt cine sunt. În momentul când mi-au venit banii, mi-am făcut și viramentul, ca dumneavoastră având încasând
din activitățile, din lucrările care le faceți, vă duceți înainte. Și este cazul aici unde sunt cazuri când constructorul merge, datorită faptului că el este lipsa birocrația, este da, birocrația și lipsa a comunicării și a financiară. Dacă nu ai bani, având în vedere, mai ales la timpul respectiv, nu-mi vine să cred și la agricultură, că revin la agricultură, partea asta lantă, păi s-au scumpit toate. Îngrășământul chimic s-a dublat cu aproape 300%. Da. Motorina era 4 lei și ceva, 5 lei, acum este aproape 9 lei. Și 9, da. Da. Și toate celelalte care sunt s-au dus tot. Lucru care motorina pentru agricultură ar trebui să fie la alt preț. Ar trebui să fie fără taxe de drum, nu circulă, dar știți că câmpul nu așteaptă și exact și cum ați zis dumneavoastră, dacă el este perioada optimă, da. Este o vorbă din bătrâni care să spuneți, băi, porumbul să puneți, zice, când cântă răcatețe, răcatețe au cântat, s-o terminat, dacă tu nu l-ai semănat, e gata, ai terminat, ai trecut asta, deci nu este... Într-adevăr, ele s-au dus toate asta, prețurile ca s-au dus și știți, acum, și o perioadă care după pandemie, cum a spus dumneavoastră și cu asta, lucrurile au mai stagnat. Ne uităm și la construcții și la scalante datorită scumpirilor și care este, nu ne referim la persoane fizice, deci la nu persoane autorizate, persoane fizice, cei care îl făceau pe lângă casă, mai făceau o magazin, o anexă sau o casă, au cam mai stagnat datorită faptului că s-au dus nesiguranță. O ultimă întrebare pentru ascultătorii care sunt și pentru cei care ne și văd. Vorbim despre starea de sănătate a oamenilor din comună. Ne-a spus ce ați făcut, ne-a spus ce aveți, dar cred că de o părere individuală despre starea de sănătate a animalilor. Aveți medic veterinar? Noi avem sau cine vă asigură? Suntem arondați, că așa am fost dintotdeauna. Suntem arondați la Milișăuț. Este acolo. Da, este medicul veterinar care el este prezent tot timpul zilei, care este în afară de sâmbătă și duminică. Există o colaborare între crescătorii de animale și el foarte bună. Medicul se deplasează la cei crescători pentru tratamente și pentru restul care este, având în vedere că aici noi avem și noi familie o fermă de animale, undeva aproximativ la 100 de capete care sunt din ele și nu pot să mă plâng. Efectiv, da, frumos, consistent. Nu pot să fac o remarcă să spun că nu avem asigurat. Deci există. Din păcate, în ultima perioadă, șeptelul lor au scăzut. Au scăzut. Care fi cauza? Știți cum, cei mai în vârstă care sunt, nu se mai ocupă. Iar tineretul și una din problemele care sunt cele mai grave, lipsa forței de muncă. Deja ne confruntăm. Da, lipsa forței de muncă. Eu vă zic, văd la mine, în familie, cum este, numai discuții și numai tot care este, lipsa forței de muncă. Nu mai sunt oameni care spune Dumnezeu. Da, lipsa forței de muncă. Și care dar la ajutor social aveți sau nu aveți? Am 7 dosare. Așa. La noi nu există. Care justificate. Da, nu există forma că avem dosare care sau ai exemplu. Nu. Nu mai repet cuvântul, dar am remarcat. Da, spus tot. Da. Deci nu avem atât, 7 dosare care le avem la 416. Da. Domnul primar, a zburat ora cu dumneavoastră, parcă nici n-aș fi început-o. Vă rog, dacă vreți să transmitem un mesaj celor care ne văd, celor care ne ascultă, din partea primarului Ion Cotoare. Da, într-adevăr, celor care vizionează și ne văd și celor ce ne ascultă, le doresc multă sănătate, să se îndeplinească în toate dorințele lor care le au și ce vor să-ți realizeze. Pentru locuitorii Comunii Azovăs la fel este.
și rugămintea, una din lucruri care ar fi, ar trebui să fim un pic mai buni și mai ascultători, să nu fim atât de răutăcioși. Mai uniți. Și mai uniți, așa este. Că dacă suntem uniți, unii mulți puterea crește, unul nu sporește. Și știți, asta este. Și să mai uităm vorba aceea, să credem că crucea noastră este cea mai grea. Fiecare cu crucea lui. Domnule, vă mulțumesc că ați venit în emisiunea noastră. Vă doresc sănătate multă dumneavoastră și putere ca să duceți mai departe ceea ce v-ați propus la Iazdrobăți. La felul celor care ne ascultă doar cele bune, să ne uite până la proxima ocază și să jucească țara. Pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Așa este. Doamne ajută, sănătate și toate cele bune. Mulțumesc frumos! Cu domnule!